La toți de față și viitor sănătate, ca de fiecare dată sunteți la Vreau Să Știu și ca de fiecare dată prietenii noștri de la Casa Pariurilor sunt alături de noi și le mulțumim pentru lucrul acesta. Fac pe repede înainte introducerea, a evoluat în România la Steaua și la Dinamo, ceea ce spune multe, în Spania multe, multe meciuri în prima divizion, component al echipei naționale a prins și generația de aur, după ce s-a retras a rămas și puțin în antrenorat, dar a deschis și o chestiune extrem de interesantă, super brain îi spune și o să vedem despre ce este vorba. De asemenea, este și implicat într-un proiect, o să discutăm și despre lucrul acesta, cum se poate vedea suport pentru suporteri. Dragi prieteni, Cătălin Munteanu, binevenit, salut! Salut și bine te-am găsit. Bine, pare bine că nu ne-am mai văzut de invitat. Ceva vreme, da? Da, da. N-am cum să nu te întreb de campionatul mondial, că vorba aia, noi o să apărăm la început de ianuarie, dar noi tragem când la două zile, vorba ta, când nebunii ăia sunt în Buenos Aires. Da. Știi cum ziceau ăia vechii gazetari? Câteva concluzii, Cătălin, despre campionatul. Până la urmă, cred că a câștigat echipa cea mai bună, echipa care eu cred că toată lumea de pe glob, de pe planeta asta își dorea ca Messi să ia campionatul mondial. Corect. Înainte să înceapă. Chiar dacă a început cu stângul, să-i spun așa, printr-o înfrângere cu Arabia Saudită, cred că cea mai mare surpriză de la mondial. Ușor, ușor, eu cred că Argentina a meritat, a mers de la mai mic, așa, ușor, ușor, a progresat și, ce să mai spunem, geniul lui Messi și-a spus încă o dată cuvântul. Dacă până acum, la celălalt campionat mondial în care a ajuns în finală și a pierdut, unde, după părerea mea, nu a avut o evoluție foarte, foarte bună, dar totuși ajunsese în finală, la campionatul ăsta mondial putem spune că Messi a tras echipa după el și chiar putem să facem o comparație cu Maradona. Ai fi luat la început? Adică cineva vine la tine și spunea, Cătălin, trebuie să luăm o singură echipă, dar cinstit, ai fi luat Argentina la Cupa Mondială? Adică ia să nu, fie... Nu, sincer... Pe cine ai fi mers tu? Aș fi mers pe Franța. Pe Franța. Și cum începuse, mergeam pe Spania. Da, cum începuse campionatul mondial. Da, nu mai spune că... Dar Argentina, trebuie să recunoaștem, era printre favorite. Alături de Anglia, chiar Franța, Spania și chiar Portugalia a avut un început de campionat mondial foarte bun. Și tu ai simțit că toți jucau pentru Messi, adică se vedea așa pe chipul lor, domnule, omul ăsta, toți jucătorii argentinieni, domnule, omul ăsta trebuie să câștige, adică eu nouă așa ni s-a părut, că, știi da, că... Da, este o, nu știu cum să spun, o încununare a tot ce s-a întâmplat în ultimii, de că nu mă înșel, 8 ani acolo, Lionel Scaloni fiind antrenorul echipei olimpice, care acum 8 ani de zile a câștigat Olimpiada cu Messi. Corect. Și cu Di Maria. Corect. I s-a acordat șansa să antreneze echipa mare și vedem ușor, ușor, câștigând și Copa America și unde a câștigat-o, în Brazilia, chiar finala cu Brazilia pe Maracana. Corect. Anul trecut. Să nu uităm de asta. Să nu uităm. Deci eu cred că este o înșiruire de evenimente care au dus la un final fericit și meritat până la urmă. Scaloni, nu cred că a auzit mai nimeni de el. Tu l-ai prins? L-ai prins jucător? Eu am jucat contra lui, da, el juca la un super Depor. Era la Depor, ieri, da. Da, da, fundaș dreapta. Nu prea juca titular, să spun așa. Juca, în acel moment era Manuel Pablo, care juca mai mult fundaș dreapta, dar și el mai după câteva sezoane a fost un component de bază, după aceea și la Lazio l-am prins în confruntarea cu Dinamo. Ce tare, da, 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 și, corect. Dar în lumea antrenoratului nu am auzit așa mari lucruri despre el. Și uite, vedem că ușor, ușor a reușit să facă un grup. A reușit, și tânăr, da, el ca antrenor. Da, da, tânăr. A reușit să facă un grup unit, un grup în care a știut pe Messi să-i dea cezarului ce al cezarului și vedem că nu poate fi o întâmplare să câștigi Olimpiada, să câștigi Copa America și... Și cum zic eu, face el ceva bine. Da, da, ceva... S-a dat un pic deoparte, l-a lăsat pe Messi, a zis, domnule, tu ești vioara numărul 1, nu? Se poate, eu cred că asta a făcut ca Messi... Nu l-a mai văzut de mult să joace așa de bine la echipa națională.
Deci campionatul ăsta mondial chiar a tras echipa după el, atunci când a fost nevoie de el acolo a fost prin goluri, prin pase de gol și până la urmă meritat. Eu cred că pentru tot ce a însemnat și înseamnă Messi în fotbalul mondial, este meritat să termine, că cu siguranță o să mai joace fotbal, dar la nivel de echipe naționale era greu să mai prindă următorul mondial. Dezamăgiri, deci Spania. Spania, da. Germania. Germania și chiar Portugalia. Echipe bune, Spania și Portugalia vedem învinse de aceeași echipă Maroc, care a fost, pe părerea mea, surpriza plăcută a campionatului mondial. Dar vedem că acest tic-taca al Spaniei nu prea mai mers. Adică când întâlnești o echipă care se apără aglomerat, dacă nu ești într-o zi bună, e greu să marchezi. Ia uite că țin piciorul pe ceva, apropo de asta, că nu știam ce mă încurc, apropo de campionatul mondial. Acum, la modul sincer, avem un GoPro. Merge. Super. Și ca var ăsta, cred că, dacă îl punem, nu? Da, și la ca noi var, cred că merge bine. Și o minge. Prietenii de la Casa Pariurilor, toată lumea ce astăzi cu giveaway, e cadou, e nici măcar nu e un concurs, e un cadou pe care îl dăm, ele merg împreună, adică și mingea, că vă puneți GoPro-ul și țineți picurele, de exemplu, da, și da. Pe pagina de Insta, follow, pe pagina de Instagram a celor de la Casa Pariurilor, rugăminte acolo, tăguiți un prieten și spuneți așa, apropo și de ceea ce am vorbit Cătălin Munteanu, cel mai frumos moment de la acest campionat mondial. Nu trebuie să fie din fotbal, neapărat de pe teren, de pe gazon. Ceea ce vi s-a părut vouă a fi cel mai frumos, un mesajel acolo mic, noi ne uităm și cel mai frumos mesaj câștigă și un... Nică, ia să scriem și noi. Și câștigă un GoPro și o minge, ambele oferite de Casa Pariurilor. Gata. Le-am lăsat jos să nu mă curce. Trecem la tine, Căt. Și despre mondial trebuie să mai spunem că eu cred că a fost cea mai frumoasă finală pe care eu pe care am văzut-o de când văd. Dar la 2-0 mai credeai tot așa, sincer? La 2-0 am văzut meciul, sincer, într-un grup de prieteni. Bun. Și chiar toată lumea se întreba unde e Mbappé, că nu se auzea de el. Bă, da, am văzut și pe joacă, Facebook, prin minutul 80 zice, el pe cine l-a locuit? Și dintr-o dată Mbappé, a fost o finală, de asta eu cred că a fost una dintre cele mai frumoase, pentru că au fost răsturnări de scoruri și au fost momente în care s-a văzut clar, Argentina a început senzațional prima repriză și chiar a doua la început, după care a venit Franța, a preluat conducerea meciului, a dat două goluri, în prelungiri, dacă ați văzut prima repriză, tot a Franței a fost, după aia a revenit iar Argentina. Deci eu cred că din cauza asta a fost un meci și va rămâne în istorie cu siguranță între cele mai frumoase finale din mondial. Pentru că pe lângă goluri, care 3-3, o finală rar se mai întâlnește, au fost și răsturnările astea de situație care care a condus meciul. 1 o repriză, 1 o jumătate de repriză și tot așa. Pe baza experienței tale și prin prisma a ceea ce faci acum, explică-ne cum e asta cu 2-0 cel mai parșiv scor. Se relaxează echipa aia sau ce se întâmplă? E normal să ai așa o stare. Știi de relaxare, că, da? O stare, da. O lași mai moale? Nu că o lași, adică, mai moale, la nivelul, dar ești ăsta un pic mai liniștit, ca să spun așa, și subconștientul lucrează. Nu mai tragi la fel, ai două goluri, mintea ta crezi că e foarte greu să ne dea două goluri și cu toate că vedem, Argentina a avut și experiența cu Olanda, care la fel s-a întâmplat. Corect. La cam același lucru, dar vedem că se întâmplă și la case mai mari, vedem că și jucători de top. Corect. Tu ai trăit asta? Adică ai avut un 2-0, da. Tu neapărat, ci echipa? Ca și echipa unde am jucat, cu siguranță am trăit jocuri, pentru că eu relaxarea care devine, am 2-0, poate mai dăm unul, mai dăm două, dar te relaxezi și uite că un gol rapid, deja 2-1, intri în panica aia care, dacă nu știi să ieși din ea și nu îți revii imediat, duce la egalare și de ce nu la înfrângere. Alerga Mbappé după penalti imediat să ia mingea. Știi, aia tradițională, când haide mă că mai avem 10. Da. Se știa că aici vor fi acordate multe minute de prelungire, că așa a fost tot timpul.
La toate meciurile așa au fost, da? Au fost peste 7, 8, 8 da, încolo. Da. Mai erau vreo 10 de aici. Deci 15 minute erau... Da. Deci, a prins și șutul ăla de fotbalist. Așa e, nu. E calitatea. E, de-aia este considerat unul dintre cei mai buni jucători din lume, la momentul. Bine, cum ziceam și noi, per total, trebuie să fim bucuroși că i-am prins pe acești jucători și că i-am putut vedea. Știi chiar că asta vorbeam. Noi nu știm decât care e mai bun, atât știm. Ia da. Zi, mă, ăla. Nu e, mă, e mai bun ăla. Hai chiar să fim... asta vorbeam, trebuie să fim bucuroși că suntem contemporani cu jucători ca Messi și Ronaldo. Exact. Și că vine ăsta micul din urmă, cum da, se zice. Da, și vine acum Mbappé, dar eu cred că de-a lungul istoriei niciodată n-au fost 15 ani aproape în care da, se domină da. Doi jucători. Exact. Înainte erau, dacă țineți minte, venea un an, doi Ronaldo Grasu, venea un an Ronaldinho, mai venea Rivaldo, venea Zidane, mai intra, corect. Nu știu, un Del Piero, dar... Bravo, da, atât de da, mult... Atât 15 ani să fie 1-1-1-1, cap, nu cred că și e greu să mai existe corect. Următoarea 100 de ani, să spun corect. Așa. Benzema, cu Benzema, Franța ar fi fost alta. Acum e întrebarea aproape că nu și-are rostul că i-au ajuns în final, adică mai mult de atâta unde. Nu, eu dar cred că un plus aducea Benzema. Gândiți-vă că este balonul de aur. Eu cred că merita o șansă, din ce am înțeles că el era deja era, refăcut, da. Putea da. Să-l ia, că... nu s-a, după ce a renunțat la el, n-a mai luat da, pe nimeni în loc. El de aia e și supărat și s-a retras. Da, eu cred că merita o șansă să fie măcar pe bancă și de ce nu a aruncat, vedem că Deschamps a făcut schimbări în minutul da. 40. Doar domnul Becali și cu Deschamps mai fac schimbări în minutul 40 da. În prima repriză. La nervos, normal, când a ieșit Giroud. Normal. A dat cu pumnul în alea. E normal, dar vedeți că a făcut un șoc și da. S-a văzut. Corect. Franța. Și contează enorm treaba asta. Da. Poate să-ți iasă. Nu? Poate să nu. La 2-0 și la modul cum erau ei, la modul cum juca Argentina, eu cred că trebuia să facă ceva și i-a ieșit bine. Bun, și acum dăm că noi înainte am mai discutat puțin 10 minute, dăm timpul mult înapoi, că sunt aproape 30 de ani și hai să ne gândim așa, am văzut Argentina, bun, vremurile s-au schimbat, e clar, am văzut cât Argentina acum 2 zile și ne aducem aminte că acum 30 de ani noi învingeam Argentina și ieșeam, nu noi, generația de aur și ieșeam da. Afară, dar e greu de crezut pentru cineva. E greu, noi care am trăit... Da, noi care am trăit, chiar vorbeam înainte că băiatul meu cel mare, văzând imaginile din Argentina, chiar dinainte de finală, pentru că ei au ieșit și înainte de finală, după ce s-au calificat în optim sferturi semifinală, și chiar mă întreba, tati, crezi că la noi e posibil să se întâmple vreodată așa ceva? Și i-am spus, tati, la noi s-a întâmplat. Noi am trăit acum 94, acum aproape 30 de ani, când chiar pe Argentina i-am eliminat în optim și toată lumea ieșea, cum vezi tu lumea acum în Argentina, pe toate bulevardele alea pline de oameni, așa și la noi... Chiar povesteam, eu am copilărit în Berceni la Big, de acolo până aici la universitate, pe jos, lumea, bulevardul plin, până la universitate, pe jos. Ne-am oprit chiar la Eroii Revoluției acolo și am ținut un minut de reculegere, toată lumea a îngenunchiat pentru eroii din decembrie 89 și am continuat, am ajuns atunci, după cum știm, se juca tot noaptea. Am ajuns dimineața pe la 3:30-4 aici la universitate și ne-am odihnit pe iarbă ca să prindem metroul de 5 să ne întoarcem înapoi acasă. Deci noi am trăit și pentru cei tineri e greu să vezi în alte părți, la alte echipe și în alte țări. Le rămâne decât speranța. Speranța că în viitor se va mai întâmpla și la noi. Cred că tot avem 25 de ani de la ultima calificare. Că dacă punem că suntem în 2023, 25 de 98. Așa e. E mult. E mult. Vorbim de campionat mondial, că așa la europene ne-am mai calificat. Și problema cea mare că nici viitorul nu sună foarte, foarte bine. O spui tu care ai prins și... în parte ca lumea din generația de aur da. Și care și antrenează. Dar chiar când ai intrat tu în vestiar, tu 97 ai debutat? Da. 97. În meciul ăla de la Mallorca parcă? Sau nu? Da, la da? Echipa națională cu Spania, cu Spania. Mallorca, da, 97. Gabi Popescu sau cine? Doamne, nu, Gabi Popescu. Gabi Popescu a dat la Mallorca. Priză, da, am făcut 1-1.
Bun, și a intrat în vestiar. Pe ce să vă mai zic, că n-am intrat în vestiar, că am ajuns în Spania și când am văzut cu cine stau în cameră, am înlemnit. Cu cine ai stat? Cu cine? Cu regele. Cu pe Gică bune? Hagi. Două zile n-am zis nimic. N-ai intrat în cameră, da? Da, deci a fost o experiență de neuitat, rămân toate... Vai cum e asta, deci la prima convocare la echipa națională, da. Tu ai stat în cameră cu Hagi? Cu Gică Hagi, da. Uite și acum se vede, da. Normal, da, pe o experiență pe lângă ceilalți jucători, erau Petrescu, Popescu, Stelea, toți. Ma. Aproape toată generația de aur. Am avut un meci amical și Spania avea echipă foarte bună atunci cu Raul, cu Hierro, cu Nadal, ăsta sub Bizareta în poartă. Mamă, da. Și am făcut 1-1, a dat Gabi Popescu cred că în a doua repriză, au avut ei 1-0, am egalat 1-1, eu am jucat toată a doua repriză, am intrat la pauză. De asta mai era tânăr, 18 ani și ceva. Au trecut vremurile alea, ca să spun așa. Acum vedem că la echipa națională nu prea mai sunt rezultate. Sperăm în viitor să avem rezultate, da, iartă-mă, povestește-ne un pic, voi știi că sunt poantele alea, cu tot două picioare aveați, tot o cominge, alergați, ce era altceva atunci? Da. Hai să ne gândim la, bun, poate nu la echipa națională, hai să mergem la echipa de club, tu te-ai dus la Steaua, da, să zicem? La Steaua. Bun, acolo ai găsit alți uriași. Da. Dar nu ce știu. Era diferit? Tu n-aveai dorință să câștigi bani mai mult, să joci la echipă în străinătate, să prinzi echipa națională? Adică sunt niște lucruri principalul, da. Logice. Da, acum da. Nu mai e la fel? Cinstit că, adică fel. Fotbalistul român nu vrea să câștige bani mai mult și să joace afară? Eu cred că da, asta e principalul și nu poate. Și să joace în campionatele cele mai tari și pe stadioanele cele mai frumoase. Cred e logica asta, adică nu e ceva... Da. Oricărui fotbalist. Tu așa gândeai atunci? Normal, atunci ajunsesem la Steaua și vroiam să joc în Spania, vroiam să joc în Italia, vroiam să joc la echipele care le vedeam la bun, televizor. Bun, deci asta aveai în minte, aveam, da, mental. Aveam și exemplele dinainte, Hagi, Popescu, toți care corect. Au plecat și au jucat la echipe mari din... Treia să te ajute și mingea. Da, normal. Adică prietenia cu mingea, că degeaba voiai. Așa e. Dar tu ai demonstrasești toți jucătorii și ajunsesești la Steaua. Da. Bun. La Steaua unde am găsit alții... Balauri. Jucători extraordinari, Marius Lăcătuș, Iosif Rotariu, jucători cu ștate vechi și jucători de valoare, ce să mai spunem. Unii dintre... Bun, ai tremurat când ai intrat acolo? Sincer, eu... Așa, genul meu n-am fost prea emotiv. Am fost mai timid, dar niciodată când a venit vorba de fotbal, n-am avut emoții. Dar ție cine ți-a zis, Cătălin, de mâine la... Deci tu semnasești, nu? Deci eu eram la juniori, la Under 18, cum era. Și trebuia să plec în cantonament cu ei. Era iarnă. La momentul ăla... Adică Forban, cantonamentul, sau ce? Nu, noi mergeam la Bușteni. Ah, bun. Cu juniorii. Bun. Echipa mare trebuia să plece în cantonament. Fusese la Forban și trebuia să plece, să făcea mereu în Olanda cantonamente. Da. La Tongerlo, sau nu mai știu cum zicea pe acolo Steaua. Și... La momentul ăla, iarna, se făceau, dacă ții tu minte, turneele acelea cu echipa națională, Cipru. Da. Și mergeau mulți de la echipele, da. Și de la Steaua foarte mulți jucători mergeau atunci și echipa de tineret a avut un turneu atunci, iară foarte mulți jucători și la Steaua rămăseseră foarte puțini jucători pentru cantonament care trebuia să meargă. Și... Ăsta din Olanda. Da. Atunci, pe vremea aia, se juca tineretul, dacă ții minte, da. cu 3 ore înainte, da. Juca tineretul. Cum scria în gazetă, în deschidere, da. La tineret... Și eu evoluam, că jucau, veneau de la echipa mare care nu prindea, da, corect. Plus cei mai buni din centru. Corect. Cam asta era componența, da. Lotului de tineret. Și eu mergeam, fiind jucând și la UEFA 97, UEFA 98, echipele naționale, fiind între cei mai buni din centru, mergeam și jucam. Acolo Neațiții m-a văzut de câteva ori la niște meciuri. Când venea cu 2-3 ore înainte de meci, venea la noi pe terenul 6, cum era la Steaua. Da, Ghencea 6, da. Și a plăcut de mine și a spus unei atică la momentul ăla,
Adică ia du-mi-l pe copilul ăla, că l-am văzut și îmi place de el, să-l vedem. Și pe el în cantonament. Și așa am ajuns eu, m-au sunat, eu eram în cantonament în partea asta cu juniorii, hai vino repede. N-ai crezut că e glumă sau ceva? Nu, nu, nu. Știi că mai zic unii, hai domnule, dă-l. Și așa am ajuns în Belgia, Olanda, nu, în Olanda cred că era, da, și acolo am stat 2 săptămâni în cantonament cu echipa mare, m-am integrat, am avut câteva meciuri amicale unde am evoluat foarte bine și națiții Dumitriu a fost foarte, foarte mulțumit de mine și după acel cantonament a venit la mine și mi-a zis, tu din momentul ăsta faci parte din echipa mare, trebuie să rămâi aici și la început o să joci la tineret, te antrenezi cu noi, când îți vine șansa, debutezi. Foarte tare. Și îți dai seama că... Ai fost un jucător cu tupeu? Adică în momentul ăla să ne gândim, ai zis, băi, bun, am prins echipa mare a Stelei, de-acu trebuie să demonstrez, adică nu stau să-mi tremure grisinele, să-mi... Da, sau ai avut emoții? Nu, n-am avut niciodată emoții. Cred că ăsta a fost unul dintre punctele mele forte, pentru că atunci când a trebuit să... De câte ori am avut oportunitatea să joc, să debutez, de exemplu, să cineva se bazeze pe mine, atunci am fost foarte, foarte ok. De aceea și atunci când am debutat, am intrat, cred că 20-25 de minute cu Rapid, era derby cu Rapid în Ghencea. Deci tu ai debutat cu Rapid și cu Spania, la echipa națională. Am jucat foarte, foarte bine. Deci am intrat, gândiți-vă că era și Rapid avea echipă bună atunci. La 2-1 m-a băgat Neațiții și am jucat 20 de minute, am dat și pasă de gol, 3-1 am bătut și am avut și câteva ocazii. Și de atunci am intrat la fiecare meci până la sfârșit. De asta vreau să zic că dacă la debutul ăla poate, dacă intram și nu jucam bine. Da. Dar aici contează de fiecare jucător, nu mentalul fiecărui jucător. Asta contează, că, de asta spun că... Bă, sunt acolo, înseamnă că sunt bun din moment ce oamenii m-au... Unul dintre punctele mele forte, chiar dacă eu așa în afara terenului mai timid, mai liniștit, mai calm... Tot timpul s-a zis de tine așa, că e băia liniștit. Da, de câte ori intram pe teren, nu mai aveam emoții, adică aveam o liniște așa când jucam... și asta cred că m-a ajutat enorm de mult de-a lungul carierei. Acum suntem ca bătrânia din Cismigiu. Cum era atmosfera pe atunci? Și în echipă și în... Era total diferit. Adică vorba băiatului meu e greu de comparat, că nu prea mai găsim în momentul de față. Gândiți-vă că era vechiul Ghencea, erau stadioanele pline. Oriunde jucam în deplasări, O oră jumate erau stadioanele pline. Meciuri în cupele europene am prins foarte, foarte... Ai prins tu niște meciuri? Foarte cu stadioanele pline. Echipa națională care juca tot în Ghencea, la fel cu stadionul plin. Erau alte vremuri, erau alți jucători. Eu cred că cu mult mai mare calitate decât în momentul de față. Și chiar și Liga 1 avea echipe bune, adică pe lângă Steaua, Dinamo, erau echipele, era Rapid, era Craiova, la care gândiți-vă că eu în 98 am jucat la campionatul european care s-a ținut aici și eram 7 de la 7 de la Steaua, vreo 5-6 de la Dinamo, vreo 6 de la Craiova și vreo 3-4 de la Rapid. Cu Spania care a câștigat, cu Spania fratele lui Alonso gol. Da, noi am jucat cu... Și îmi pare rău că atunci a fost așa un sistem, am pierdut primul meci, s-a jucat gen pierzi primul meci, joci deja pentru 5-8. Da, și jucând ce echipă aveați Olanda, atunci? Da, jucând cu Olanda, echipă senzațională, am pierdut 2-1, am avut 1-0, chiar am jucat bine, dar ghinionul până la urmă am pierdut. De asta vreau să zic că atunci eram și erau parcă mulți tineri de calitate. Gândiți-vă că atunci la campionatul european, nu știu, parcă Mutun a prins, cine mai era, Chivu, nu știu dacă a apărut. Chivu, Mutun nu, dar erați cu Luțu. Era Luțu, Danciu, Petre, Contra, nu, echipă bună. Loboț în poartă. Da, Trică, Ienci... Toți fotbaliști de acolo, toți ieșind fotbaliști de acolo. Toți. Bun, tu în momentul ăla în care ai ajuns la Steaua, dar tot așa că, sincer, te gândeai la treaba asta, domnule, voiai, dar te gândeai ca lumea, domnule, să joc în afară?
Adică să-mi fac treaba aici, ăia să mă început, vadă și... Da, la început a fost greu, că eram tânăr, am zis că trebuie să mă impun în primul rând în echipă, la Steaua, ăsta a fost gândul meu, primul gând. Dar n-ai stat mult. Un an jumate. Jumatea de an cu Nea Țiții, care m-a debutat, în care am luat campionatul și cupa. Și după al doilea an cu Nea Mihai Stoichiță, în care deja am început să joc meci de meci titular. Și tot așa, că de asta vorbeam, la momentele cheie, fiind foarte tânăr, nu prea jucam titular meci de meci. Au știut să mă arunce în luptă când trebuia. Câte 20 de minute, jumătate de oră mai dădeau un meci titular, iar mă mai ținea o rezervă. Și la un moment dat jucam în cupele europene cu Nea Mihai Stoichiță și jucam în Turcia, la Istanbul, cu Fenerbahçe, returul. Da. Cu 0-0 acasă, returul la Istanbul, meci foarte important pentru noi. Iosif Rotariu avea o problemă la genunchi. Și chiar mi-au aminte, eram în ziua meciului, ne plimbam pe acolo, pe Istanbul, dimineața, și vine Nea Mihai la mine, ce faci, mă, piticule? Ce să fac, Nea Mihai, la plimbare? Joci în seara asta, ți-e frică? Și cum să-mi fie frică? Joc dacă mă bagi. Și iar am avut o evoluție foarte bună, am câștigat 2-1 și de atunci nu m-am mai scos din echipă. De asta vreau să zic, că sunt momente în care foarte importante în cariera mea, când m-a băgat și am jucat foarte bine și de atunci... Omul ăla a avut nevoie de tine, antrenorul respectiv, da. A văzut că se poate baza. Chiar dacă eram tânăr, gândiți-vă că aveam 18 ani jumate atunci. Deci tânăr, de-abia a venit. Dar făceai ceva bine din moment ce nu erai titular la echipa de club, dar te chemaseră la echipa națională, că 97 totuși vorba aia. Da, ei m-au chemat după. După. Da, 97 pe sfârșit a fost. În toamnă. Asta este printr-un noiembrie ceva, da, a fost, ceva, sau ceva. Deci a fost. Deja jucam titular la echipă, deja dădusem goluri în cupele europene. Deja... Te-a luat valul? Te-a luat nu de m-a cap? Luat, nu, nu m-a adică luat într-o așa. Perioadă atât de scurtă Steaua și echipa națională? A fost, da. Am știi, avut, țac-țac, adică... Nu m-a luat capul pentru că, cum am zis și mai devreme, sunt un timp mai liniștit, așa, mai calm. În cariera mea am avut două boom-uri, așa să spun, la 14 ani, când de la Liga 3 am venit și am jucat la Steaua și la echipa națională, la junior vorbesc. Corect. Și la 18 ani, când la fel, într-un an jumate... Steaua de echipa națională mare și plecat în Spania. Deci au fost așa, pe repede. Tu ai fost nervos vreodată? Cum faci tu când ești nervos? Da, multă lume mă întreabă, dar... Știi, cum ești tu nervos? Mă enervez, dar mai rar așa. Nu pot să... Asta e firea mea, asta am fost și așa o să fiu mereu. Și ca antrenor la fel... Se mai poate lucrul ăsta astăzi? Vorbim de jucători care să spunem că au valoare. Se mai poate lucrul ăsta într-un an jumate să demonstrezi la o echipă de club și după aia să pleci afară? Da. Că aici depinde de tine, nu? Adică ajungi la FCSB, să spunem acum, sau la Rapid, sau la, da, la CFR. Da. Și ți-ar trebui... ăla te bagă titular sau poftim, ai jumătate de an în care alternezi 20 de minute așa, după care zici, exact cum spui tu, are nevoie omul de tine, te bagă, confirmi, omul ăla știe că se poate baza pe tine și te lasă un an. În anul ăla tu rupi, ar trebui să rupi. Da. Nu? Normal, da. Mai ales dacă joci cum jucam eu la o echipă care se bătea la titlu, o echipă bună a campionatului. Perfect, te ajută și ea, îi ajut și tu echipa, pe ei. Bun. Te ajută mult, tu ajuți echipa și normal trebuie. Dacă ai valoare și ai calitate, într-un an de zile trebuie să joci la un anumit nivel în care să atragi atenția. Clar. Celor era și altă situație atunci și cu Giovanni Becali și cu faptul că erau foarte mulți jucători români și în primera și în secunda. Foarte adică mulți. Da, ajuta treaba asta. Da, clar. Contextul a ajutat, evoluțiile mele au ajutat și cumul a făcut și din ce mi-amintesc eu atunci Steaua avea probleme financiare, ceva de genul și avea nevoie de bani. Și așa... Cine te-a sunat? Giovanni sau cine? Cum ți-a zis? Giovanni, da, după campionatul european atunci a fost, pentru că am avut evoluție bună cu Olanda și Giovanni m-a sunat și mi-a zis... Tu aveai atunci, n-aveai 20 de ani. 19 ani, da. Pai de... 19 ani. Aici am avut norocul că am plecat în Spania la Salamanca, unde era și Bogdan Stelică deja și...
Te-a speriat ce-ai văzut acolo? Adică mă refer ca pregătire, ca nivel, ca... A fost un șoc la început, așa, până m-am adaptat, cred că jumătate de an, un an, a fost mai greu, pentru că eram și singur copil, 19 ani, altă calitate, alte antrenamente, altă viață, altă lume, practic, în care trebuie să mă descurc singur, dar m-am adaptat. Mi-a fost greu la început și ușor, ușor am stat după aia aproape 8 ani de zile. Au ceva cu noi antrenorii străini, cum tot încercăm să spunem acum? Nu. N-au, nu? Dacă vine jucătorul și... Nu. Păi are ceva, mă, antrenorul cu el? Nu are nimic. Asta e în mintea oricărui jucător de fotbal, că atunci când lucrurile nu merg bine, are ceva antrenorul cu mine. Până la urmă, vrei să spun ceva... că o să vorbim după aia de programul ăsta, da. Super Brain. Asta te ajută să nu mai spui întrebări de astea și să fii bine mental, că atunci când... Dar știi că mulți au spus, adică nu e o poveste, nu e o legendă. No, de ce nu joci acolo? În general, acolo? Nu. Știi? Jucătorul de fotbal, mai ales cel român, e cel mai egoist. Atunci când se întâmplă ceva și echipa nu joacă, din cauza mea, eu, păi nu mi-a dat ăla pase, păi antrenorul în loc să mă bage în stânga m-a băgat în dreapta, păi nu îi place lui ăla de mine, dar de ce nu mă bagă? Dar astea sunt scuzele care sunt în portofoliu, să zic așa, tuturor jucătorilor de fotbal, mai ales în România. Și în străinătate sunt jucători, dar mai puțin, care gândesc astfel. Tu aveai foame atunci, domnule, să demonstrezi, să știi de ce te întreb, că toată lumea spune, domnule, stai că nu veneau numai jucători din România, în Spania ajungeau din Peru, din Columbia, din Chile, da, din și așa mai departe, Argentina. Trebuia să... Era și problema cu extracomunitarii atunci, nu? Foarte mare. Eu care am era... prins o problemă, da. Gândiți-vă că ajunsesem în ultimii mei ani în Spania, 3 în tot lotul erau extracomunitari. Ma. Și noi eram handicap mare. Foarte mare. Foarte. Țin minte că în marca apărea tot timpul, știi, da. Stegulețul României enorm. Și alături scria extracomunitar. Enorm, multe. Eu cred că am pierdut câteva transferuri bune din cauza asta. Echipe care, da, ne place, e foarte ok, dar avem deja. Lumea nu înțelege, cei care ne privesc acum, adică cum nu puteai să... Nu puteai, ei aveau locuri locul. Ți-a găsit și o bunică nimic prin Spania, un unchi. N-ai avut nimic, că știi că se mai făceau din alea. Se făceau, mai ales argentinienii, ții minte când veneau, erau toți italieni. Ei, într-o lună aveau bunici, unchi din Italia, tot. Ceva da, tot timpul. Și erau extracomunitari, dar le găseau ceva stră. Tot așa din categoria e greu de crezut. La un moment dat erau vreo 14 jucători în primera și încă vreo 5 în segunda. Pe voi când vă chema la echipa națională, umpleați jumătate de avion. Da, vedeam tot, sau... ne întâlneam la Zurich, că n-aveam direct, aveam decât una sau două curse. Și vă găseam acolo. Strângeam toți acolo, că veneam din diferite părți din Spania și ne strângeam toți acolo și veneam la echipa națională. Erau mulți jucători de calitate care... Să știți că au lăsat amprente la majoritatea cluburilor unde au jucat, adică lumea vorbesc foarte, foarte frumos de ei, gen, nu știu, Stelea la Salamanca, Costel Gâlcă la, atât la Spaniol cât și la Craioveanu, peste Craioveanu, tot pe unde a trecut. Nu mai spun, Filipescu, Adi Ilie, pe lângă Hagi, nu mai spun, și pe, Roșu, Contra. Pe voi v-a ajutat lucrul ăsta? V-a ajutat clar că cei de dinainte era normal, bă, românul ăștia. Eu cred că asta ajută cel mai mult. La momentul când faci un transfer, atunci când, dau un exemplu, acum faci un transfer în Spania, în primera, și jucătorul care îl transfer joacă bine, e normal să te ajute să mai transferi încă 2-3. Corect. Mai mă, la echipa așa, mai știu dăm, eu, da, mai dăm. Așa, mai dăm genul ăla, mai dăm așa. Da, foarte așa tare. Era și atunci. S-a adus Adi Ilie, a venit Cătălin Munteanu, a venit Roșu, a venit Contra, a venit Stelea, Craioveanu, nu mai zic restul. Crește nivelul și la echipa națională, pentru că ei, jucând acolo acești fotbaliști așa, mai vin Dan Petrescu și cu Viorel Moldovan din altă parte, 10 inci de aici, de așa, mai... Și uite cum crește. Asta contează cel mai mult. Cred că de asta am decăzut foarte mult în ultimul timp, pentru că jucătorul român, cam peste tot, rar sunt jucători care au fost și au confirmat în străinătate. Majoritatea, după un an, se întorc înapoi. Împrumutați.
și tot așa. Nu se mai aduc, eu cred mai, că asta e una dintre cele mai mari probleme. Nu se mai duc niciodată în prumul la echipa de la care au plecat, tot timpul sunt un picuț, hai să nu ne ascundem, un picuț mai jos ca nivel asta și e, gata. Te duci și confirmi, tragi după tine încă 2-3 jucători, tot români, și tot corect, așa roata merge, dar dacă te duci și începi, are antrenorul ceva cu mine și nu mă bagă și nu știu de ce nu joc, că eu mă antrenez, că eu sunt bine, dar după un an trage linie și clubul zice, păi am dat pe tine atât, cât și ai cât evoluat, ai jucat, ce ai făcut alea, da, nu mai e nevoie de tine, hai să pleci. Hai să vedem unde ne împrumută. Da. Tu ai avut momente când ți-a fost greu? Greu, greu? Da, da, am avut momente... Pentru că una eram și tânăr și a doua era dorul ăla de casă, care e normal. Te măcina? Da, pentru da, toți la început mai ales. Și am trecut și eu pe momente mai grele, mai ales în primul an la Salamanca, am început bine. Jucam și la echipa națională mare, că a fost etapa aceea când a venit Neapiții de la tineret la echipa mare și a luat câțiva jucători, printre care și pe mine, pe Roșu, pe Lobonț, pe Petre, parcă. Și jucam și la echipa mare, titular, echipa națională mare, și n-am mai prins la Salamanca. Și tot așa. Venind după un... după două meciuri bune la echipa națională mare, m-am trezit că m-am întors la echipa de club și ăla nici nu m-a băgat în lot primul meci. Și nu înțelegeai de ce? Și nu înțelegeam de ce. Bă, nene, ce faci asta? Eu am jucat bine, am dat gol la alea și vin și nu mă bagă și am decăzut la fel. Și explicația care era? Că nu te mai pregătisești cu ei sau da, cum? Da, că nu tu am fost două săptămâni două săptămâni. Și eu am căzut, am zis, iată, asta are ceva cu mine, am început să nu mă mai antrenez cum trebuie și de acolo m-am dus și mai rău, m-a băgat. N-am fost pregătit, ce vorbeam înainte. Când ești pregătit și când ești focusat, când intri, n-ai emoții. Vezi, dar cu mintea de acum poți să explici treburile astea lejereanu, cum se și de atunci. Super brain da, e ce da, trebuie și o să vorbim, trebuie. Da. Dar în momentul ăla tu fierbeai. Stau, am venit de la două meciuri de acolo. Eu dădeam vina pe antrenor, la fel cum fac toți acum. Dom'le, dar aveam și 19 ani. De ce nu mă bagă? Am jucat, am venit, că și... ce că lipsit. Da. Fiind o mândrie să vii la echipa națională. Normal, pentru orice fotbalist. Și, adică... și dacă nu jucam la echipa națională, mai ziceam, bă, am venit, am stat pe aici, n-am prins. Am jucat două meciuri, titular, ambele, am și marcat chiar și m-am întors și n-am... Ăia și-au văzut de treabă și de antrenamentele și de meciurile lor, că nu se oprea secunda sau primera, da. Aia, hop! Nu eram, eram sub... Mamă, și da, nebuneai atunci. Normal că te gândeai, bă, nu mă bagă să joc, de ce nu mă bagă? Echipa aia națională nu poți să renunți? Am început să-mi dau seama, eu cred că dacă nu-mi dădeam seama de cum merg lucrurile, nu stăteam atâția ani în Spania. Bun, și pe tine cine te-a ajutat? Păi singur, am fost autodidact, că atât, n-aveam cum, da. Singur mi-am dat seama că n-am ce să fac și... Băga campul în pământ, am început să mă antrenez și ușor, ușor mi-am revenit și am început. Dar la echipă, joc, de exemplu, existau psihologi pe vremea aia sau ceva? Nu, nu știu, să poți să te duci să... N-aveam. Nu, nu, să nu vorbești cu... Aveai cu cine să vorbești? Era, cu un director sportiv cu cineva sau... Nu, era Bogdan Stelea, care, da, el fiind mai în vârstă, mai îmi dădea sfaturi și m-a ajutat chiar enorm atunci, el fiind un copil. Cu Lucian Marinescu, care la fel și el era un pic mai în vârstă și... mai discutam cu ei, dar foarte mare autodidact. Greu. Foarte nu, greu. Singur te, dacă nu îți rezolvi problemele singur și nu-ți dai seama, mă nici întorceam nu e, acasă și eu la fel. Da, nici nu erai căsătorit, știi, să spui că domne, tot sprijinul găsești într-o soție sau un copii și ajungi. Da. Dar 8 ani la tine înseamnă ceva. Da, după aia mi-am dat seama și n-am mai avut probleme. Am avut chiar, țin minte, am avut după vreo 4 ani așa, sau când am ajuns la Albacete, al 4-lea cred că era. Țin minte poza cu tine dezbrăcat până la bruș și cu ventuzele da, alea. Da, da, da. Când m-am dus minte acolo, am început foarte bine, am avut ghinion, m-am accidentat. Am promovat cu echipa, până la urmă am stat vreo 6 luni accidentat, dar am promovat și am rămas și următorul an în primera. Și... aveam un jucător pe postul meu și acum ți-mi minte un francez, Del Porte îl chema. Da. El juca mijlocaș și stânga, numărul 23, era exact cum era Beckham în timpul ăla la Madrid, cu coada aia așa, dacă ți-mi da, minte. Da, 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 și cu 23. Îi ziceau ăștia Beckham de la Mancia.
Înțelegi? Da. Și zic, da, mai joc în fața asta. Juca și bine, eu mai, care eram și eu. Mai joacă mereu în Muntene. Da. Da. 6 luni de zile am stat, n-am jucat un meci. 6 luni de zile. Nu prindeam nici banca. Dacă erau 19 jucători, 18 stăteau pe bancă, eu rămâneam în afară. N-am fost odată la antrenor să-i cer, să-i spun de ce... Deci socoteală, de ce nu joc sau... Să-i cer nimic. Bă, a luat ăla în iarnă și acum ții minte, până ianuarie, când a început returul, a luat roșu la un meci și m-a băgat pe mine. Tu ne jucă în 6 luni? Da. Din momentul ăla, 6 luni următoare... S-a uitat de Beckham, de la Mancia, de nimic. Am jucat toate meciurile titular, meci de meci, până în ultimul meci. Tocmai despre, exact despre ce vorbeam. Da, ce spuneai. Focusat, dar la antrenamente eram cel mai bun. Și am vedea și antrenor, știu, când am avut, m-a băgat, a zis, da, domnule, uite, Cătălin Foarte Muntan, tare asta. I-am dat tricou, nu l-am mai dat jos. 6 luni am jucat. Asta înseamnă să ai un mental... puternic, să-ți vezi de treabă și să fii focusat pe ce ai nevoie atunci când ai intrat. Corect. Să fii ce trebuie. Tu la echipa națională ai prins, să zicem, finalul generației de aur? Da, cam finalul. L-am prins pe Hagi, l-am prins atunci cu Spania. Da, s-a retras după aia un an și a venit cu Ungaria. În... Da, dar eu nu mai, deja n-am mai, eu am jucat între timp. Deci tu n-ai mai prins iunie 99, de exemplu, ăla cu Ungaria, 2-0 ăla de aici. Nu, n-am mai fost convocat. După aia am mai prins după ce s-a retras iară Hagi, când a venit Belloni. Da, 2001. Chiar am jucat campania aia de... Cu Italia. Cu Italia, cu... Georgia, ții minte, am un meci greu în Georgia, am bătut 2-0. Da. Atunci chiar... Cu Ganezu, când ies Bellonii de zbrăc, da, atunci, pe Ghencea parcă sau Italia, unde era. Am jucat Italia și în Ghencea și la pe San Siro. Am jucat meciuri Georgia. Bune alea cu Italia atunci. Da, da. Că generația de aur se cam terminase. Atunci era... Da, pe... rămăseseră... Mai era Petrescu, mai era Popescu, Gică Popescu, da. Mai Lobont început să făcuse pasul la echipa mare, cu Stelea, era, da, da, contra... A, erau Ilie, Gâlcă, da, era o trecere. Care veneau după generația. Era o trecere. O trecere, perioadă da, grea, dar meciurile alea bune. Foarte bune, ne-am calificat, atunci a plecat domnul Belloni, a plecat înainte de da. Vestitul meci cu... Cu Slovenia. Da. Atunci a fost. Da. În campanie am jucat, cred că din 10 meciuri am jucat vreo 6 meciuri. Și titular și... Tu ai fost la cu Slovenia? 10-14? Nu, atunci la? Nu, n-am mai fost. 10-14 în noiembrie. De atunci cred că n-am mai fost la echipa națională. După Belloni, n-am mai... A mai fost un meci în vară, în toamnă, cred, tot cu Slovenia, un amical sau ceva, când a fost Hagi, a fost operat de apendicită sau ce a fost, și a fost Balin sau nu știu cine a fost antrenorul, după care a venit au venit meciurile astea, 10-14, baraj Slovenia. Da, eu n-am mai fost convocat atunci și mergeam la tineret, că încă mai aveam vârsta de tineret. Și mergeam la echipa națională de tineret. Veneam. Din păcate, cam de atunci s-a cam și terminat. Știu, o să spui că mai sunt două calificări la campionatul european. Dar a început să scârție ceva. Corect, am mai avut asta cu Mutu, cu Olanda, Franța și Italia. Da, da. Acolo e de gol Mutu din penalti, mai stăm de vorbă. Așa e. Mai stăm de vorbă. Adică da. Nu putem să zicem că n-am mai avut chiar nimic, dar din păcate... N-am mai avut mondial, eu cred că da, asta a lipsit. Da. Că la europene cât de cât ai mai fost, dar a lipsit foarte mult mondialul. Parcă e altceva mondialul, respiră altfel, nu știu, e altceva mondialul. Pe tine te-a luat cineva sub aripă? Adică, bun, de exemplu, ai stat cu Gică Hagi în cameră, dar să te ia sub aripă sau să fur de la cine? Știi cum se zice, domnule, copile, vină mă încoa. Eu cred că de la Stelica am luat cel mai mult, dacă am stat cel mai mult cu el la 3 ani la Salamanca, îl prinsesem și la Steaua înainte. Eu fiind și tânăr, chiar cum am zis și mai devreme, m-a ajutat enorm, el era dinainte în Spania, m-a ajutat să-mi găsesc casă, să găsesc tot ce am nevoie în apartament, plus zi de zi stând cu el la antrenamente și... Cred bun, și el... cu toate astea, după 8 ani de zile, ai avut puterea să te întorci aici, pentru că nivelul fotbalului, la vremea aia în campionatul nostru,
era bun. Da. Adică nu făceai un pas. Ok, era Spania versus România, aici n-avem ce să discutăm. Da. Dar nu era o tragedie, să zici, da, mamă. A fost un context așa, eu am fost și accidentat, am avut genunchiul, ligamentele încrucișate și veneam după 6 luni de recuperare, nici nu mai aveam echipă, terminasem cu Real Murcia și era și Nea Giovanni, era președintele la Dinamo. Și el m-a rugat, hai de nu vii să mă ajuți și pe mine. Și plus că venise antrenor și Esteban Vigo, tot din Spania, am zis hai că vin și așa m-am întors la Dinamo în 2005 iarnă, 2006 de fapt a fost, nu, da, 2006 iarnă. Tu te-ai gândit în timpul carierei vreodată ce fac eu după ce termin? Nu. Nu te-ai gândit niciodată. Știi, să fi zis, domnule, când s-o termina, s-o termina, că n-ai cum să o programezi. Da. Deși voi simțiți. Eu am simțit și cred că de-aia m-am și lăsat. N-am, da? Zis că nu mai aveai dureri sau? Da, dureri, nu mai eram eu la nivelul care eram eu obișnuit. Tu simți asta. Simți, da. Și te gândești că... Poate puteam să mai joc eu și la nivel de Liga a doua liniștit, dar nu am vrut să... Deja aveam 36 de ani jumate și n-am mai, am zis mai bine mă opresc. Da. E greu să te gândești, că ești în fotbal, e totul roz, da, e totul mă, bine, că merge, da. Văd eu, după aia văd și după aia când te trezești că nu mai ai unde să te duci, atunci încep problemele. Dar știi, imaginea asta e în mintea mea tot timpul. Ce ai făcut în prima zi în care n-ai mai avut antrenament? Adică ai dat să iei geanta și hop, hop, stai, da. Că... Că a fost, da, e mai... Că nu e prima zi imediat. Da, nu se termină, nu închizi. Undeva la câteva luni, că pleci în vacanță, stai în vacanță, da. Și după aia undeva, eu m-am lăsat în vară, undeva până toamnă încolo începe așa să... Ce fac, Nenicule? Ce fac? Da, trebuie să încep de undeva, trebuie să încerci să faci ceva și să-ți dai seama cam ce vrei. Tu ai avut momente să spui, domne, regret momentul ăsta? În întreaga carieră, nu neapărat Spania sau, adică să spui, nu știu, aș fi făcut cu mintea de acum, aș fi făcut altfel atunci? Nu, sincer n-am regrete, nu. Tot ce am făcut, eu cred că sunt conștient că am făcut pentru mine, pentru binele meu în ceea ce privește fotbalul și am luat deciziile bune la momentele respective. Te-ai gândit la carieră de antrenorat, adică să te gândești ca lumea? Dom'le, acolo mă văd eu în următorii... Eu cred că așa cum sunt acum... Pentru mine e foarte, foarte ok. Adică la nivelul de antrenor secund, eu cred că în momentul de față sunt foarte bine, am căpătat o anumită experiență și vom... Te vezi mai departe? Adică... Sincer, nu mă văd. Nu? Nu. Așa, în momentul de față, dacă mă întrebi... Da, deci nu antrenor principal. La nivelul de antrenor secund, da. Bun. Zine de momentul în care... Bun, ai asimilat că, domnule, până aici am eu, nu vreau să mai mă fac de râs, am fost cine am fost, n-are rost să mai continui. E greu momentul ăla? Bun, acum aveai și familie. Da. Știi? Dar mă gândesc pentru un sportiv, care vorba ta, deci tu de la 36 și un pic, dacă te-ai retras, înseamnă că aveai peste aproape 20 de ani, nu? De, da. De fotbal, 18-20 de ani. Da. Bun, 18 ani. De fotbal profesionist. Profesionist. Și vine momentul în care... Sportivii profesioniști, nu mai fotbali, nu sunt pregătiți pentru momentul ăsta, corect? Da. Bun. Și ne retragem. E greu momentul ăla? Da, e greu, e greu. De ce să... Că noi știi, recunoaștem? Da, mă, ăla s-a retras. E foarte greu. Numărăm meciurile? Îți lipsește până la urmă. Tu ai fost obișnuit cu asta, cu cantonamentul, viață, da. Cu echipa, cu orice... viață, da. Pleci la antrenament, totul se învârte în jurul fotbalului pentru că trebuie să te odihnești, trebuie să faci totul în funcție de antrenament ca să fii bine la antrenament, să fii bine la meci. E un mod de viață. Și noi momentul... nu înțelegem asta, noi cei din afara fenomenului. Da. Pentru că sunt sportivi care vin și spun, domnule, ieșisem în lumea reală. Eu până atunci stătusem în cantonament, ziceau fete, nu gătisem, pentru că tot timpul eu de la 6-7 ani am stat într-un sistem din ăsta centralizat, așa, n-am știut să gătesc, așa. Da? N-am avut nevoie de niciunul din afară, că m-a ajutat ăla în cadrul lotului, mai ales dacă prindeai un lot național, la gimnastică, de exemplu, și la 22-23 de ani, care e o vârstă
frage, tu ești tânăr, hop, ieși în lumea reală. Și atunci zici, ce fac? Nu găsești poate loc să antrenezi imediat, a doua zi. Da. Da? Tu n-ai trecut prin problemele astea. Și eu, sincer, am avut noroc, da, eu am avut noroc că imediat am început să fac ceva, adică n-am stat acasă deloc. După ce m-am lăsat, până în momentul de față, mereu am avut... Înnebunești, cred că, dacă ai fost activ tot timpul și după aia urmează o perioadă... E o problemă, da. Chiar vorbeam cu soția că... Dacă tot stai, relax, după aia nu mai simți când mergi în vacanță, nu mai simți nimic. Da. Noi înainte eram obișnuiți. Antrenament, jocuri, presiune, că trebuie să recunoaștem, orice sport de performanță e o anumită presiune clar. Și psihică. Și care sacrificii, n-ai sacrificii cum, n-ai și cum altfel. Rămân, te pregătești pentru sfârșitul de săptămână și după te relaxezi o zi, două. Da. Și tot așa era. Sau în vară luai vacanță, mergeai în vacanță o săptămână, două, cât era. Acum eu fi, era relax tot timpul când mergeam undeva, nu mai simțeai la fel. Da. Uite, nu. Alt lucru pe care lumea nu-l civilul nu-l înțelege. Eu amatorul. Chiar ziceam, parcă sunt prea relaxat. Nu mai simți. Și la tine tu 18 ani n-ai avut niciodată weekendul liber. La tine relaxul era luni. Ăia care a jucat luni. Da, gândește-te o saună. De la, de la 14 ani de când am început. Păi ce să fac, mă, lunea cu zi liberă? Da. E închis peste tot, nici iarba nu crește, așa știi? Da. Dar, până la urmă, eu am avut norocul că m-am ocupat de ceva. Imediat după ce am terminat, am început să lucrez la Sindicatul Fotbaliștilor. Corect. Unde deja am intrat, dacă m-am lăsat în mai, cred că în august am început acolo treaba. Și tot mergeam în fiecare zi la birou, treburile, ce era de făcut. Da, da. După care m-am apucat de școala de antrenori, după care eu le-am încercat cam pe toate. Asta a fost ideea mea după ce mă las să vezi. Da, să vezi vorba cu ta, ce... dacă știai dinainte. Nu știam și am zis, le încerc când mă las, le încerc pe toate și văd ce mi se potrivește. Ori la birou, ori în iarbă, ori orice altceva. Și am început la birou la Afan, după care am început să-mi fac școala de antrenori, după care am fost și la Dinamo 2 director sportiv. După ce am terminat școala de antrenori, am început cu antrenoratul, secund la echipa națională Under 19 de juniori. După care am mers antrenor secund la Astra cu Costel Enache, Astra, Petrolul, Hermannstadt și Ucluj. Și deja după, deci de când m-am dus la Astra, mi-am dat seama că asta îmi place. Când am, deja și de la echipa națională de juniori, am văzut că îmi place cel mai mult antrenor secund. Dar vezi, și asta e foarte tare. Da. Știi? Să... Că toată lumea are antrenor principal, dar tu spui că mie îmi place foarte tare să fiu antrenor secund, știi? E... Da, și înțelegi... am zis, asta rămâne. După aia am renunțat la Fan și am rămas pe antrenor secund. Și, de, și pe chiar, Super Brain. Și pe Super Brain, da. Super Brain-ul deja care era... ce e? Eu știu în mare despre ce e vorba. Da, e un program de mental coaching, un program în care jucătorii vin se antrenează mental. De ce? Să își pună anumite obiective, iar ce face programul ăsta îi ajută să își îndeplinească aceste obiective. Îi ajută... Cine sunt jucători? Oricine din primele ligi? Orice fotbalist. Orice, numai fotbal? Da, noi numai fotbal. Bun, bun. Deci orice fotbalist, indiferent de echipa la care activează, nu contează că e echipa națională, nu că contează. E top, că e bun. Și vrea să vină, bun. Face antrenament mental. Sunt niște lecții scurte, niște lecții 1-1 cu coach-ul, care te ajută, te ajută să te organizezi mental, te ajută să te... motivezi când trebuie să te motivezi, te ajută să treci peste anumite emoții, te ajută când ai nevoie relațiile cu antrenorul, relațiile cu colegii de echipă, chiar și relațiile din familie. Sunt multe, 24 de module structurate foarte, foarte ok, care majoritatea care au făcut au fost foarte mulțumiți și s-a văzut un progres la ei. Echipa îi lasă sau nu trebuie să îi lase echipa? Adică ei trebuie să anunțe? Nu, e particular. Nu știu, ei trebuie să anunțe? Nu trebuie, pentru că e viața lor personală și până la urmă faci ce vrei în afară. Tu n-ai avut asta de nicio culoare în timpul carierei? N-am avut deloc. Te-ar fi ajutat, așa, adică prin prisma ceea ce vezi mult, acum? Foarte mult.
Păi eu mă gândeam dacă eram eu la 19 ani când ți-am zis eu când am ajuns la Salamanca, dacă făceam mental de vreo 2 ani sau un an, hai să zic, de la 18 ani, când am debutat să încep să fac mental. Păi rupeam pe ea în două. Da. Lumea fuge de lucrurile astea, cinstiți, fotbalistul român fuge. Da. Știm și de ce. E foarte greu să-i aduc, e foarte greu să vorbesc cu ei, să le explic despre ce e vorba. Sunt temător, nu știu, ei cred că merg la psiholog, că ei cred că cine știe ce se întâmplă. Deci tu, Cătălin Munteanu, fotbalist de echipă națională, fotbalist cu 8 ani de zile în Spania, poți să ajuți acești oameni, ei venind la tine și tu spunându-le problemele pe care le-ai avut tu, nu? Eu, să fim mai clar, eu nu sunt coach, eu nu, da, nu. Eu doar am făcut parte din, suntem 3 băieți, bun, 4 acum, Cristian Fogărasi, Octavian Grozea și cu mine care am fondat programul, bun, plus Dorin Enescu care e al, el la fel este trainer și face lecții cu jucătorii. Eu am participat la programul ăsta, ideea ne-a venit cum? Cum discutăm noi acum și ce am discutat mai devreme, de ce nu performează jucătorul român. Corect, care e și de acolo ne-au venit gravă. Ideile, ei fiind cu experiență în zona asta de coaching, de trainer, da. Eu pe zona mea de experiență pe fotbal. Corect, băi, uite, asta mi s-au petrecut mie, corect. Mi s-a întâmplat mie în vestiar când am fost tânăr și tot, am făcut acest program care îi ajută foarte mult pe jucători. Pentru că ei nu-și dau seama, dar sunt multe probleme care ei nu le văd, multe probleme care nu le bag în seamă și după aia întreabă, dar de ce nu mă bagă antrenorul, dar de ce nu, când ai discuții cu coach îi spune, dar de ce nu te bagă, ce faci tu la antrenament, ce... Corect. Înțelegi? Și ușor, ușor ei își pun niște obiective, de exemplu, joacă meci în weekend. Și vine la lecție și eu vreau la meciul ăsta să dau 5 șuturi pe poartă, vreau să dau 2 pase de gol, vreau să... Ce își pune fiecare? E, toate astea îți rămân în subconștient și atunci când ești în timpul meciului, tu deja conștientizezi, ai dat 3 șuturi, bă, stai că trebuie să mai dau un șut. Sau să mai dau... Da. Și dai la poartă și dai gol. Înțelegi? Cam așa funcționează și sunt mulți jucători care fac de foarte mult timp cu noi și chiar performează, au rezultate. După părerea mea, am zis-o de multe ori, undeva la 20-25% îți crește randamentul, wow, părerea mea. Eu am văzut chiar băiatul meu cel mare, a făcut undeva între 15 și 17 ani, 2 ani de zile. Și chiar s-a văzut. Adică eu am văzut la el o schimbare în bine și care l-a ajută și ceea ce și mai important, ajută și în viața de zi cu zi, nu numai în fotbal. Corect. Și cu toate astea, ei se tem să vină. Sau au o reținere. Au o reținere, da. Pentru că asta e mentalitatea noastră. Nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Dacă în afară deja se face mental coaching la nivel de academii, se face mental coaching chiar și pentru părinții copiilor, sunt la un alt nivel, noi încă suntem temători și sunt foarte mulți care eu vorbesc cu ei și chiar le explic, trebuie să vii doar la o primă oră, să ai o discuție și tu decizi, că până la urmă cel mai important la programul ăsta e ca tu să vrei să-l faci. Da, dacă bifezi tu ceva. Să bifezi, stai că a venit Răzvan Marin și joacă unde joacă, mă duc și eu, că poate, sau nu știu ce alt fotbalist. Nu, trebuie să am fii auzit în primul că rând, da, să faci pentru tu tine. Și să crezi tu în tot ceea ce se întâmplă acolo. Deci nu contează cât de sus ai ajuns, că ești jucător de echipă națională nu și contează. Că joci în Serie A, no. Vii aici și chestia asta te ajută. Te ajută foarte, foarte mult. Există concurență? Adică tu știi, mai există așa ceva? Mai există. Noi cred că am fost primii pe piață. Gândește-te că noi avem deja vreo 6 ani de zile. Dar acum, în ultimii ani, există concurență și cred că mai sunt care fac. Cu siguranță. Bun. Vii la psiholog, cum zic ei, și așa mai departe. Dar e o discuție unul la unul. Adică n-ar trebui să fie... Închidem o ușă... Și nu ne vede nimeni. Confidențial totul. Tu dacă vrei să afle cineva de tine că faci bine, dacă tu nu vrei să afle... Nu să știe, nu de să știe corect. Că faci... Sunt foarte mulți jucători care nu se știu de ei și fac de foarte mulți ani. Deci
cel mai important e să vrei să vii la o primă discuție. Corect, și de aici. Și de acolo tu decizi. Mă, stai că parcă mi-a prins ceva pe aici și aș mai face. Bă, nu m-am simțit ok și nu mai mă duc. Suntem în urmă față de celelalte țări cu... Hai să nu mergem în Spania, în Italia, să ne aliniem așa un picuț la nivelul nostru. Adică ai cunoștințe, se fac lucrurile astea sau... Se fac peste tot. Peste da. Tot. Da. Suntem un pic în urmă sau am pornit Suntem când trebuie? Suntem un pic în urmă, eu cred, și... Pentru că tu dacă ne spui că aceste lucruri contează, în momentul în care eu mă duc și joc meci cu echipa aia sau trebuie să mă duelesc cu ei, da? E o diferență. Roma. Așa e. Eu cred că și de asta, în general, fotbalul românesc nu e la nivelul la care era înainte, pentru că noi undeva am rămas... Nici măcar, nu știu dacă am rămas pe loc, poate ne-am dus deja un pic înapoi, pe lângă celelalte țări, deja sunt la alt nivel. Dar tu nu poți să iei de pe stradă să-i bagi la tine. Tu poți cel mult să-ți faci publicitate, să le spui oamenilor despre ce-i vorba. Din gură în gură omul să spună, băi, eu am fost acolo, nu? Da, e ce și trebuie. E ce trebuie. Da. Nu știu, într-o echipă, într-un cantonament undeva și atunci din ăia să mai zic, bă, mă duc și eu sau încă doi. Da. Da, cu târșă, cum spui tu, adică așa mai... La început, da, mai... Da. Nu știu dacă ți-am mai povestit, am vorbit cu Victor Hănescu și a spus, domnule, din ce am văzut afară, trebuie car psiholog la echipă, hai să nu ne temem de... Și aveam copii între 9 și 12 ani și le-au spus părinților, bă, vine un băiat care e specialist, trebuie să mai dăm 20 de lei fiecare, ori 20 de copii, că suntem deși la 4-5 milioane, 100 de euro, că făceau o dată. Și a zis, pe ce, copilul meu e nebun? Vezi? Și azi, mă, stai un picuț așa. Deci până să schimbăm mentalul, bine, la copii e mai greu să-i schimb la 9 ani, că n-au ce. Dar până să ajungem la jucători, de asta ne trebuie să schimbăm întâi mentalitatea în general a părinților. Da. Exact, știi? Nu, ei cred, și nu știu bine, că... Mă, lasă-mă că dau eu 100 de euro, a zis, dau eu de la mine 100 de euro. Deci nu era problema de bani, era ideea că ăla mic al meu să se întindă pe canapea și să ce... Așa? Și a mai venit un părinte și l-a întrebat, el, Hănescu, e exact ca tine, așa, calm și liniștit și povestea... Era rușine să povestea, efectiv. A zis, auzi, băi, domnul antrenor, cum e mister? Păi și dacă face cu psihologul ăsta, câștigă meciurile, mă? Sau îl ajută să câștige, știi? Și a zis, băi, nu, dar, uite, Nadal a avut de la 17 ani, avea după el, că eu când jucam contra lui, el venea cu o târlă după el, cu unul care era cu nutriția, cu un ofițer de presă asta care îi spunea, semnează 50 de autografe și el cea sunt obosit, nu, că ăștia-s fanii tăi, ăștia vor fi, hai treci, semnează, cu un psiholog. Așa. Și eu eram singur cu gențile, a zis, hop, și el cu, era cu încă 5. Și uite unde a ajuns, nu l-a ajutat să-l bată în seara aia, că Hănescu a zis, eu l-am bătut în octombrie. Dar după aia, din mai încolo, l-am mai bătut niciodată. Și am zis, atât de mult a acumulat în 6 luni și a zis, vai de capul tău, Cătăline, cât se adună, știi, și cât se acumulează. Ce? Și am tăcut din gură, am zis, dacă tu, Victor Hănescu, vii și le explici părinților, adică e foarte greu. Păi, oameni buni, eu peste tot unde am jucat, aș fi avut nevoie de psihologul ăsta. Hai să-l aduce la... Nu, că nu-ți nebunește. Da. Și atunci, toate chestiunile astea, și tu vii și spui peste tot, domnule, pe mine m-ar fi ajutat să fi avut eu acum 20 de ani în carieră. Și cu toate astea sunt jucători care nu pricep asta. Dar la ei, la club, au, de exemplu, la o echipă sunt din... Sunt unele cluburi care au, da. Au un gen psiholog sportiv, dar e total diferit față de mental coaching, ceea ce facem noi. Deci voi nu lucrați pe parte fizică, n-aveți treabă cu antrenamente, ca oamenii să înțeleagă, știi? Nimic tehnic, o nu e concurență gol, pentru echipa respectivă? Nu, totul se petrece la unul contra unul, stai de vorbă și totul e... Până la urmă trebuie să le construim o mentalitate de învingător ca să-și atingă obiectivele. Cam asta e tot. Ce trebuie să înțeleagă lumea, că asta, cam asta facem noi. Pentru că noi românilor, în general, asta ne lipsește. Mentalitatea de învingător. De aceea nici nu performăm în afara țării. Asta e părerea mea. Corect. Bun, și ajungem la suport pentru suporteri. În mare, eu știu despre ce este vorba. Lăsăm suporterii puțin deoparte și mergem la jucătorii de divizie secundă, de Liga a doua, corect? Care, hai să nu ne ascundem, n-au poate posibilități financiare, că n-are rost să ne ascundem. Așa e. Da? Și atunci cei de la Casa Pariurilor au venit și cu voi, și cu alături de voi, da? Haide, domnule, să oferim suport fotbaliștilor care vor să facă altceva în afară de tehnico-tactic și tras la poartă și cu tare. Este programul acesta care timp de 4 luni de zile
Le oferim gratis, de fapt le oferă Casa Pariurilor. Bun. Au o oră de mental pe săptămână. O oră? Da. Bun. Fiecare săptămână. 2 ore sală și 2 ore nutriție. Totul se face online. Totul gratuit. Totul gratuit. Eu ce trebuie să fac? 4 luni de zile. Eu sunt jucător în Liga a doua. Da, trebuie să te înscrii pe site-ul Casa Pariurilor. Păi și nu fac bășcălie colegii de mine la echipă? Că mă văd, nu? Sau nu știu de mine? Nu se știe. A, perfect. Bun. Deci trebuie să mă înscriu acolo. Dacă vrei să se știe, bine. Dacă bun. Nu. Salut, sunt Cătălin Oprișan, joc la Slobozia. Trebuie să spui datele acolo. Azi, bun. Nume, prenume, mail, unde joci. Perfect. E clar că nu vei putea veni fizic. Normal, eu nu sunt din București. Online. Sunt din, tot da. Online se face. Și voi mă ajutați cu, prin intermediul Casei Pariurilor și prin Super Brain cu o oră din, de mental. Bun. Super Brain. 4 luni de zile. 4 luni de deci zile. Asta înseamnă că prin vreo 12, nu? 4 ori 4, vreo 16. Da. Bun. Este un preparator fizic foarte bun, Dan Curtifan, care face corect, sală. Corect, da. Și un nutriționist cu care vorbești de 2 ori pe săptămână. Cu el care te învață ce să mănânci, cum să mănânci, când să mănânci. Tu poate, hai tot așa să nu ne ascundem, poate n-ai făcut asta niciodată până acum, adică mental coaching-ul sigur nu l-ai făcut, da? Nici. Sală, să zicem, dar la nutriție v-ați dus departe deja, da, nu? Da, hai să fim... Nu, nu erau. Nici acum poate jucătorii nu fac treaba asta. Dar sunt, deci peste tot în străinătate... și la echipele de club și personal, toți au nutriționiști care să învețe pe jucători. E foarte important când mănânci după meci, când mănânci înainte de meci, ce mănânci și randamentul tău crește, de ce să fim? Da. Asta e, pentru o nutriție bună, dacă mai faci în plus la sală, dacă mai vii și la o oră de mental, poți să performezi mult mai bine, randamentul îți crește la 25-30%. Tu acum cunoști mentalitățile jucătorilor. E vorba doar, dar la modul concret, de lipsă de bani sau de mental? Pentru că un profesor, un specialist doar pentru sală costă. Da. Te costă în plus. Da? Și un nutriționist, că nimeni nu face benevol. Vorba ta, prima ședință e gratuită, dar de la a doua încolo normal. Nu mai merge. Și e logic să fie așa. Bun. Este ideea că, domnule, eu trebuie să mai dau... Și așa iau bani puțin de la Liga a doua, da? Și trebuie să mai dau și ăluia și ăluia și ăla. Sau pleacă și de aici? Unde mă să mă duc să mă învețe la să pun... Eu cred că sunt undeva împărțiți. Împărțiți. Aici, da. Pentru că trebuie să recunoaștem că nici nu e foarte ieftin. Pentru unii jucători care câștigă puțin chiar este un efort. Dar sunt și alții care chiar gândesc că este o investiție în ei. Ei chiar să gândesc la modul, domne, investez niște bani din salariul meu în mine, de ce? Că acum poate câștig 2000 de euro pe lună. Investesc, eu știu, 500 de euro pe lună în mine ca să îmi crez randamentul, ca să joc mai bine, ca la anul să plec în altă parte și să nu mai să câștig 5000 de euro pe lună. Și după aia merge tot așa. La 5000 ce fac? Nu mai investesc 500, investesc 1000, nu? Că sunt la alt nivel și îmi trebuiesc... Și mă duc la 10.000. Ca sau... să ce? Ca să mă duc la 10.000. Și tot așa. Sunt unii foarte puțini ce... Da. Recunosc că sunt foarte puțini care gândesc așa. Adică dar așa la... ar fi normal să gândești. Corect. Până la urmă. Că sunt niște bani care în loc să te duci să dai, eu știu, 300 de euro pe o pereche de Adidas, poți să investești în tine... ca să ridici randamentul, să joci mai bine, ca să poți să te transferi în altă parte și să-ți crești nivelul. Și acum vine cineva care se uită la noi și spune așa, Cătălin Munteanu, câți cartofi prăjiți cu ceafă ai băgat la viața ta? Mulți. Mulți. Mulți, da? Mulți. Și cu toate astea aveai rezultate. Păi lasă-mă, mă împace cu nutriția ta. Că pe voi nu vă învăța nimeni să puneți greuncioare din ăla în lapte de ovăz și de nu știu ce. Nu, vorbesc acum... N-aveam știi? Așa ceva, da. Da. Și voi ați băgat la, pune și niște brânzică pe cartofii ăștia, nu un picuț așa? Ați băgat da, la cartofi prăjiți? Poate și vremurile s-au schimbat acum. Asta nu înseamnă că era ceva ok, asta să fie clar. Da. Nu înseamnă că voi mâncând numai cartofi prăjiți cu... Da? Acum, eu cred că și vremurile s-au schimbat și nivelul fotbalului a crescut foarte mult. Și nu mai poți cu, da, și nu mai poți cu cremuștei și da, cu... Da, vedem că totul e cu, parcă cu altă viteză, totul în fotbal deja
timpul, spațiu sunt... Da. Nu mai timp de nimic, deja vin în pressing, vin în presiune, trebuie să reacționez cât mai rapid. Ia, știi cum spune noi, pe vremea lui cu Dobrin, Dumnezeu să-l ierte, îl lăsa să se închidă la șiret și nu știu ce. Acum mai făcea dublă fractură de tibie și peroneu dacă îi lua pe ăla. Și de asta eu cred că cei din afară, majoritatea țărilor, au mers la un nivel în care chiar discutam, sunt echipe la alt nivel, de ce să nu recunoaștem, dar care au... dulapul unde se schimbă și lângă dulap au o tabletă și aici la tabletă au programul pe ziua de azi, apază, gym, băgăm ce am de făcut, după mergem la după amiază să mâncăm meniu, ce trebuie să mănânci. Așa au ajuns? La nivel mare? Da. Da, așa sunt. Bun, dar nu este o problemă faptul că noi n-avem cultura asta fotbalistică sau, bine, noi n-avem cultură deloc, dar nu vreau să fiu răutăcios, n-avem cultura asta fotbalistică pentru că, de exemplu, mergem la echipele mari, la Bayern München, probabil că treaba asta se face de 40-50 de ani. Voi n-ați avut-o și voi sunteți oarecum în perioada modernă și contemporană, adică nu vorbim de 1940, da? Voi, tu, Cătălin Munteanu, până în 2006, n-ai avut. Nu, n-am avut. De unde cu... Și atunci noi dacă am fi avut... Bine, asta nu înseamnă că nu trebuie să începem de undeva, nu? Că o pornim trebuie de undeva. Normal că trebuie să începem de undeva. Eu cred că una și din problemele noastre e că nici infrastructură n-avem și nici nu se vrea să avem terenuri de fotbal, să avem academii cum trebuie, să investim în copii și juniori foarte mult. De acolo, dacă noi... Nu facem nimic ca și facem mai să fac asta astăzi, mâine mai cârpești ceva, poi mine mai fac. În loc să avem, nu știu, o strategie, punem stop și zicem, da, astăzi, 10 ani, federația alături de guvern, alături de toți ne unim și facem un program. În fiecare oraș să fie nu știu câte academii de nivel de 5 stele, nu știu. Știu, hai de uite Croația. La modul ăsta, uite adică Croația, să avem o țară cu 4 milioane de locuitori. Da, să avem o strategie pe termen lung, dar nu de un an, doi ani, de 10-15 ani, care foarte important e și guvernul să se implice, pentru că numai așa cred că putem să aducem bani să facem o infrastructură bună. Corect. Și de acolo să începem. Bun, deci să spune că chiar dacă nu am avut această cultură fotbalistică în niciun domeniu din ăsta de le-ai spus tu, ar fi cazul să începem la un moment dat sau am început deja, dar cu niște pași timizi. Pentru că oamenii care ne privesc, uite, chiar fotbaliști de Liga 2 pare că se uită acum la noi, să spun așa, și trebuie să vină unul să mă învețe cum să pună lăpticul ăla, ovăzul ăla și știi, și goji și nu știu. Da! Da! Da, pentru că asta îți... te ajută potențial. Și randamentul și așa mai departe. Da. Aha, trebuie să mă duc să mă învețe ăla la sală ce am de... Păi nu știu mă ce am de făcut la sală, că eu sunt fotbalist profesionist. Nu, vine cineva care nu spune că tu nu știi, dar exact cum spui, îți crește. Crește, da. Da, și vine mentalul care exact cum spui tu, doamne, trebuie să trag 5 șuturi la poartă. Câte am până acum? 1, 2, 3. Trebuie să mai dau. Mai trebuie să fac mai dau. Tot posibil să mai dau pe teren. Doamne, sunt niște lucruri pe care nu le-am auzit până acum, știi? Și de aia, adică există în fotbalul mare? Există, pentru că sunt, bine, deja vorbim, jucătorii de mare calitate au personal. Da, care, da. Cum zici tu, cum ai zis de Nadal, că merge după el așa. Da, și citeam că LeBron James consumă, cheltuie $100,000 pe lună pentru pregătirea fizică, deci de el dă 1.200.000 pe an. Da, cum arată și joacă la aproape 40 de ani încă în NBA. Plus, asta am uitat să ți-o zic, nu știu, cred că Ronaldo sau Lewandowski au antrenori de somn. Deci care te învață când și cum să dormi, cât nu să dormi. Nu cred. Dacă, la domnule, ești ăsta, obosit, dorm, nu? La nivelul ăsta s-a ajuns să zică orele în care dormi. Ăsta nu-i rău un antrenor de ăsta de somn, așa și da, nu e bun și pentru noi, pentru deci lucrurile de halul ăsta acolo. Au evoluat extrem de mult. Noi am rămas undeva. Da, venim, jucăm parte în parte cu ei, ne dau 5-0 tur, 5-0 retur. Și ne întrebăm de ce. Și bă, ia uite mă. Ne întrebăm de ce. Păi... Bun, și vin oamenii ăștia de la Casa Pariurilor și fac treaba asta, trebuie doar să mă înscriu.
Nu e costuri zero. Costuri zero, după aceea... Nu face și pentru alții, adică să-i învăța să slăbească, să numai pentru, numai pentru lui. O să vorbim. Da, n-are cine să mă regimenteze la Liga a doua și pe mine o săptămână două. Bun, acum vorbim de extrem de serios. De lucrurile astea pe care le-ai fi făcut cu niște bani, gratis. Le faci gratis, 4 luni de zile. Luni adică de zile. Nu e o șușă de o săptămână. Nu e. 4 luni de zile, important e să fie serioși jucători, adică chiar cei care vin și vor să facă, să se țină de program, că eu cred că îi ajută foarte mult. Eu cred în asta, mai dacă îmi spuneai de online acum 3 ani de zile, ai cum îmi dă un program, o la televizor și o să slăbesc, ha, lasă-mă în pace, da. Și așa mai departe, dar am discutat cu oameni care, din păcate, în timpul COVID-ului au fost nevoiți să facă, nu? Noi la fel am fost nevoiți să facem. Și a mers. Și a mers, da. Și știi mers. Că nu mai puteai să te mai duci la sală, nu mai puteai să te mai duci pe teren. Așa păi ce facem, mă, ne îngrășăm sau nu mai facem condiție fizică? Atunci au apărut, am vorbit cu Florin Ebi sau cu Diana Stejereanu și au spus, stai mă așa un pic și eu am zis, ha, măi, la mișto, deci tu le dai programul pe WhatsApp, așa, apeși aici pe telefon, vezi nu știu ce și mi-a zis, da. Bă, sigur? Mi-a zis, da. Deci le dai un program ce au de făcut, de mâncat, da, și îi verific după o lună. Îi verific, îi pun să... și a mers, a zis. Da. Pentru că ne-a și schimbat treaba asta, da, acum. Da, te-a schimbat. N-am avut ce să mai fac. Păi mai mult la sală, nu. Și ce fac o lună? Sau un an? Așa e. Bun. Deci ca să tragem o concluzie, chestia este gratuită. Mental, sală și nutriție. 4 luni de zile. 4 luni de zile. E un termen că a început deja sau e? A început deja, cred că... Deci eu intru pe casa, intru pe suport pentru suporteri. Da, și acolo... Și acolo mă înscriu. E secțiunea de înscriete unde spui datele și o să fii contactat. Perfect. Trebuie să fiu, ca lumea să înțeleagă, trebuie să fiu doar jucător Liga a doua. De Liga a doua. Da. Din România. Poate vă sun unul din Germania. Da. Nu cred că are nevoie. Cătă, la modul sincer, nu ne aude nimeni acum. Da. Atât de departe suntem, adică e diferența atât de mare față eu de... Cred da? Că, da, eu cred că și de-aia. Din păcate, că aici nu e de glumit, păcate, aici da, nu mai e de glumit, eu cred că din păcate, de pentru că tu ai văzut ce înseamnă nivelul fotbalului românesc e unde și... este și de aceea nici nu mai avem rezultate nici la echipa națională, nici la echipele de club pe plan european. Și noi din ce o rezolvam pe vremea ta din talent? Că și atunci da, probabil că era diferență între chiar între Salamanca, Bănuiești și o echipă de top, de la noi, nu? Dar eu cred că era mai multă calitate. De aici o rezolvam. Da, aveam jucătorii. Că bănesc că și pe atunci, pe vremea... Nu știu, poate și jucători care... Că până la urmă contează și educația care o ai. Care au trăit într-un anumit regim, da. Mai altfel... Și când s-a terminat educație, treaba asta, s-a canternat și cu... Deja când trecem generațiile mai tinere, vremurile, recunoaștem, s-au schimbat foarte mult cu... Au, s-a schimbat societatea. Societatea cu tabletele, cu telefonul, da. Cu toate nebuniile. Acum un copil pe care îl vezi afară, îl întrebi, n-ai, s-a stricat telefonul, cinstit, nu e, da. Suna banc, dar nu e. N-are, n-ai, s-au schimbat un pic n-ai bani de tabletă. Și poate din cauza asta, nici, să fim sinceri, nici fotbal nu se face cum se făcea înainte, la modul că noi jucam fotbal non-stop. Da, da. Acum, dacă stai să te gândești... Păi e parcare acolo, fac, ne jucam noi. Da, fac cât? O oră jumate antrenament, dacă fac în fiecare zi și atât. Atâta se rezumă. Dacă fac în fiecare zi, dacă nu fac. Cumva e luni, miercuri, vineri. Înainte jucam fotbal dimineață, mergeam la antrenament și ne întorceam iar. Tot la fotbal. Toată ziua fotbal, fotbal. Și acolo unde îți câștigi calitatea, acolo unde am trăit noi pe Maidan, acolo ne-am luat toată coordonarea, toată tehnica, motricitate, să rei gardurile, să furi cireșe, da, să rei, da. Știai, aveai tot tipul de activități care acum nu le mai faci. Era gardul atâtica, sărea mingea în partea ilaltă în grădină și o sărea din săritură. Din săritură. Ce puneai piciorul vreodată. Era un risc imens, adică noi făceam niște tâmpenii. Dar venea să mă că mă duc eu. L-aș lua avânt, hop, și o sărea din săritură. Lua mingea. Și aveam anumite activități care acum nu se mai fac și normal să sufere și la fotbal. Te duci, antrenor, ce poate să facă într-o oră jumate? Face, da. Noi, de exemplu, eu jucam în școală cum era, încă 2 ore și acolo făceam 100 de dribblinguri, dădeam 200 de șuturi și
competițiile între blocuri, între clase, corect, între licee, cum erau. Corect. Nu mai sunt, e generația asta care totul se rezumă la telefon și la internet și la tabletă. Care ajută până la un moment dat, pentru că poți să ții informație, dar să nu stai 6 ore pe el și așa mai departe. Așa e. Bun, dar țările astea la alte n-a ajuns și la ei telefonul și tableta? A ajuns. Și? Că și... ei se duc totuși în... Da, dar ei au altă infrastructură, ei, cum am vorbit și mai devreme, sunt la alt nivel. Tot vorbim de nutriție, corect, au de copii, academii în care poate te duci de dimineață, înveți acolo, faci antrenamente. Bun, e vorba și de bani, dar dacă tu ai venit în fața 10 părinți care au copii de 9 ani, de 10 ani și le explica lucrurile astea, din ăia 10 părinți ar pricepe? Adică să le spui exact așa cum ne-ai povestit nouă, adică știi să spui salut, sunt Cătălin Munteanu, la viața mea am făcut asta, poate unii nu te cunosc. Da. Și să le explici, adică dacă le explici cum ne-ai explicat nouă, e foarte greu să cred că eu pentru copilul meu nu vreau tot ce-i mai bine. Nu vorbim de parte materială, că după aia putem să discutăm. Păi de unde, bă, oprișene? Bă, Cătălin Munteanu, ai venit tu și ai spus, păi de unde, mă, nu și nutriționist? Da. E clar că pentru copilul meu, indiferent de domeniu, trebuie spus acum că asta nu e o garanție că... Bravo. O să și ajungă... Păi uite, mă, ți-a făcut 6 ani și... Dar are, normal, are mult mai multe șanse. Exact, exact, asta contează. Că, da. Dar îl ajută foarte mult și... E ca atunci când nu-ți duci bani într-un fond de investiții. Da. Ăla... E pe drumul cel bun. Dacă de mic copil ai grijă și îl duci unde trebuie să facă ce trebuie, dacă mai ales copilul are și talent... La noi am început să avem cultura asta, adică primii pași cât de cât cu nutriție, adică... No, din... aia, nu, la fel. Mental coaching, psiholog, că... nu. Nu. Că degeaba venim noi, știi, și spunem, bine, noi ar trebui ca nație să ne schimbăm, nu neapărat în fotbal, pentru că nici noi nu știm cum să mănâncă. Nici noi nu știm cum se mănâncă. E o chestie de general, da, părerea da. Mea, de socială la nivelul întregii țări. Corect. Acum întrebările de sfârșit de interviu. Dacă ar fi să alegi un moment din cariera ta cel mai frumos, care ar fi? Știu că o să spui sunt multe și e greu, dar unul care ți-a rămas, să spui, în fotbal. Că e națională, că e echipă de club, că e... Adică, nu știu, când ai simțit tu că ți se face pielea ca de găină? Când ai simțit tu că... Debutul la echipa națională. Debutul la echipa națională. Da. Dar uite, vedeți, nu s-a gândit nici o secundă și n-am vorbit nimic înainte. Da, da. Ăsta a murit, chestia asta pentru noi, să vrei să joci la echipa națională? Nu vorbim de fotbal. Adică eu tu bănuiesc că nu dormeai noaptea când te-a anunțat cu o zi înainte sau când nu? Că, bă, eu cred că a scăzut foarte mult nivelul ăsta de să vrei să vii la echipa națională, să vrei să joci. Hai, bă, lasă-mă în pace cu naționala, mă, și cu, știi? Da, nu știu, înainte de-abia așteptam să venim să jucăm pentru echipa națională. Cu toate că nu erau ca acum zborurile și astea, că acum te sui în avion la Barcelona, ajungi în 2-3 ore. Nu, dar mergeam cu voi plecați prin Zurich, prin... Da, da. Dar eu cred că și la partea asta a scăzut foarte mult nivelul să vrei să vii cu adevărat la echipa națională. Nu știu, poate pentru tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, că nu au mai fost rezultate, corect, că și lumea asta, vorbește foarte și ziariștii vorbesc rău de jucătorii din străinătate și... Tu ai simțit treaba asta? Te-a deranjat vreodată? Noi când scriam aici, da, sincer, cu mintea de astăzi, hai să ne gândim, când îți scria, băie, Cătălin Munteanu nu prea făcut mare lucru ieri. Și tu, bine, citeai mai greu, că nu era cu net, cu... Bun, hai să zicem că scria un Marca. Da. Te afecta? Normal că te afectează, e greu să nu te afecteze. Pentru că... Chiar dacă era adevărat, chiar dacă nu. Că poate... Da. Noi văzusem că... Se întâmplă să joci și bine, să zică unul că... Da, n-ai nimerit-o, vede, da. Da, e mai greu. Dar în general, știi cum e, cum am vorbit și mai devreme, fotbalistul când joacă prost... Știe, dar o mai aruncă și pe aia. Da. A fost vina mea, stai ca seară n-am dormit bine, că... Antrenorul nu înțeleg ce dreapta, zice, da. Nu m-a pus pe postul care... Găsim alibiuri imediat. În fotbalul românesc există lucrul ăsta, că aici nu mai merge să spui că nu te-a înțeles antrenorul limba și așa mai departe.
există și în fotbalul românesc. Ce se există? Din astea cu jucători care vin și spun că domnule, el are ceva cu mine sau m-a pus unde. E normal. Da, deci peste tot e. Alibiuri peste tot găsiți. La fotbal e cel mai des întâlnit. Adică e greu să vină un jucător să zică, da, astăzi am fost praf. Da. Astăzi. M-am antrenat ca lumea toată săptămâna. Da. Că uite, nici Mbappé în meciul cu Anglia n-a existat. Nu. Cu Spania, cu Argentina până minutul 80, hai să nu, n-a existat nimic. Ei aveau Spania, Argentina 9-0 la un moment dat, șuturi la poartă și 5-0 pe spațiu porții. Era minutul 75. Și după... Deci tu n-ai tras un șut pe poartă. E clar că n-a existat, mă, unul în finală de campionat mondial. Cum vrei să iei cupa mondială fără șut la poartă tras o oră și un sfert? Și după aia, țac, s-a schimbat. Care e cel mai greu fotbalist lângă care ți-a dat dureri mari? Să zici, mamă, n-am dormit. Să ai un fotbalist așa. Bine. Nu știu, jucători care am jucat în Spania, sigur. Zidane, care când avea mingea prelor, foarte liniștit în joc. Așa, fotbalistul care m-a impresionat cel mai mult, Ronaldo Grasu. Ronaldo. Al Madrid, care... Mamă, tu ai prins... Aveau echipa aia, am prins, am jucat, gândește că am jucat contra lor, echipa de... Era cu Zidane și Pavones? Nu, cu... Cei cu balon d'aur. Erau toți. Cu Owen, era Beckham, Beckham, McManaman, Figo, Zidane, Raul. Raul, Ronaldo, Roberto Carlos. Casillas în poartă. Casillas, da, da. Deci erau echipa aia care avea mai baloane d'aur. Da, care n-avea balon de aur în echipa aia. Da, fotbalistul care te-ai înțeles cel mai bine? Că bănuiesc că există așa ceva, nu? În toată cariera, adică să... Foarte bine m-am înțeles cu Marius Lăcătuș la Steaua. Dar cum erai când ai intrat? Erai cu Nea Marius? Mai ți-aduce aminte? Nu, sau cum i-ai zis? Lăcă sau nu. Cum? Nu, Lăcă cred că îi ziceam. Dar e adevărată că ți-a zis ea care ne mă astea gențile? Nu. Lăcătuș? Nu. Deci e legendă. Nu. Și nici n-ai dat o masă la Haiducului? Nu. Nu? Nu. Dar ei te-au luat așa și nu ți-au făcut niciun botez, nimic? N-am avut, nu, n-am avut, nu? Sincer, nu, n-am avut. Dar când intri acolo în vestiarul ăla, îți dai seama că... E clar că ea te-au adus pentru că erai bun. Da. Da? Bun, aia o să încerc. Cu Marius m-am înțeles foarte bine, multe pase de gol i-am dat eu lui și el mie foarte multe mi-a dat. Și aici, la Dinamo, cred că cu Danciu și cu Claudiu. Bine, toți fotbaliști, numai nume ce ai spus tu. Adică... Da, n-ai ce să... Hai să mai reamintim numai puțin, să le zicem oamenilor, da? Giveaway. Doamne, numai așa se vorbește. Stai să apun minge, să nu fugă. Avem, nu e concurs. E dar. Că dar din dar se face rai. Un GoPro și o minge deasupra ei. Rugăminte, follow pe pagina de Instagram a prietenilor noștri de la Casa Pariurilor. Tag unui prieten, că ăsta e simplu. Și acolo un textuleț am zis noi ce v-a impresionat cel mai mult la acum când o să difuzăm, noi nu o să mai fie recent încheiată, dar la ultima cupă mondială, la cea din Qatar. Poate să fie un ceva frumos să fie. Ați văzut o poză, ați văzut un filmuleț, ați văzut suportere, ați văzut nu neapărat meciul propriu zis. Cătă, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Cu plăcere. Sănătate nu ai voie să... Când noi acum te întrebăm, știi ce-ți dorești pentru un nou an, să-i sănătate. Sănătate s-a dat. S-a dat? Da, s-a dat. Trebuie să gândești să ne spui altceva. Să iasă bine cu voluntariu? Da, să iasă bine cu voluntariu. Cu Superbrain să mergem în continuare. Corect. Să fie ce trebuie. Bine, mai am la nivel personal, familiar, că am băiatul care trebuie să meargă la facultate. Să meargă. Să dea Domnul să iasă bine. Să iasă bine. Și... Mamă, așa boia mare ai? Să străiască. Mulțumesc. Bravo. Deci ai pe multiple planuri. Ești în tensiune anul ăsta. Da. Salutări, Robert. Ce face Robert? Ce să facă? Bine. E agrarian, cu la țară, cu da? Da, continuare. Da? Da. Moșier. Robert este fratele lui Cătălin, cu care eu am fost coleg de birou și care s-a făcut moșier, așa cum spune. Agricultură. Fotbal mai joacă? Nu mai. Asta e veste proastă. Da. Mii de mulțumiri încă o dată. Dragi prieteni, mii de mulțumiri și vouă. Nu uitați, prietenii de la Casa Pariurilor sunt alături de noi. Noi, ca de fiecare dată, terminăm cu
cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Numai bine, la revedere!